Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Subiectul predicii de astăzi este locul în care Dumnezeu pune întrebări. Inspirat din Isaia, textul acesta vorbește despre experiența pe care Isaia, unul dintre mari profeții lui Dumnezeu, un profet din Vechiul Testament, a avut-o în intrarea lui în templu cu anumite ocazie. Isaia s-a născut și a crescut în curtea împărătească, a fost fetnic al împăratului și a avut o activitate profetică de aproximativ 60 de ani, undeva în jurul anilor 740-680 înainte de Domnul Isus Hristos. El a fost tratat cu multă prietenie de împărații Haz și Ezechia și a fost cronicarul de la curtea împăratului în timpul domniei lui Ozia și Ezechiel. În vremea aceea Israelul a fost dus în robie în jurul anilor 720 iar regatul de nord a fost distrus de oștile lui Sanherib, regele asirian. Cartea lui Isaia, prima din șirul cărților profetice ale Vechiului Testament, face dovada unui om educat, soția lui fiind de asemenea și a prorociță. Nu este foarte sigur dacă Isaia provenea din neam de preoți, însă accesul lui în templu sugerează acest lucru. Isaia a fost nepotul împăratului Ioas și văr cu împăratul Ozia, acesta fiind și motivul pentru care Isaia a fost așa de devastat de moartea lui Ozia. Ozia îl căutase pe Domnul, fusese un împărat bun, făcuse reformă în țară și Isaia nu înțelegea de ce Dumnezeul pedepsise, deși îl vedea pe acest împărat un om foarte bun. Experiența pe care a avut-o în templu, în anul morții împăratului Ozia, i-a răspuns frământării lui și i-a dat câteva lecții de viață care l-au transformat cu totul pe Isaia. Unul dintre primele lucruri pe care le-a văzut, pe care l-a simțit, l-a conștientizat în experiența pe care a avut-o, este faptul că cel mai vizibil lucru din Templul lui Dumnezeu, din Casa lui Dumnezeu, este Sfințenia Sa, Sfințenia lui Dumnezeu. În anul morții împăratului Ozia, spune Scriptura, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de Domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau Templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fața, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Și se zguduiau și ori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Observăm aici câteva lucruri. Serafimii erau smeriți, își acopereau fața și picioarele, proclamând slava și mărirea lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea potrivită în casa lui Dumnezeu. Observați care este activitatea de bază când un om merge în casa lui Dumnezeu. Nu vreau neapărat să devin critic la adresa unor denominații religioase, însă acest formalism care este promovat în detrimentul spiritualității, a întâlnirii autentice dintre om și Dumnezeu, este dăunător. De ce? Oamenii merg să se uite la picturi, la desene, merg pentru cu totul alte motive, însă ei nu se concentrează la întâlnirea lor cu Dumnezeu, ci la întâlnirea lor cu oamenii. Oamenii lui Dumnezeu, cu lucrurile, poate lucrurile lui Dumnezeu, cu casa, poate casa lui Dumnezeu. Observați că Isaia nu a fost atras de Templu, deși avea o frumusețe extraordinară, nu a fost atras de preoți și de odăjdiile lor, nu a fost atras de nimic altceva decât de prezența lui Dumnezeu. El a văzut lucrurile sfinte. Atunci când mergi în casa lui Dumnezeu, lucrurile pe care trebuie să le vezi nu sunt lucrurile din lumea umană, ci lucrurile din lumea lui Dumnezeu. Aceasta este atitudinea potrivită în casa lui Dumnezeu. Încă ceva, Scriptura menționează că ușiorii ușii se zguduiau de glasul lor și casa s-a umplut de fum. Aceasta este atmosfera din casa lui Dumnezeu. Sunt oameni care nu văd această atmosferă. Văd doar preoți. Văd doar lucruri, văd doar tablouri, desene, picturi, văd doar oameni, bărbați și femei, însă nu văd prezența lui Dumnezeu. Cum ne putem schimba noi în interiorul nostru? Cum putem fi marcați uh, în profunzimea Sufletului nostru dacă în afara casei lui Dumnezeu și în interiorul casei lui Dumnezeu vedem aceleași lucruri? Lucruri cu care suntem obișnuiți, lucruri care nu ne mută gândul din, din cantonarea acestuia în zona omenească, ci pur și simplu nu-l vedem pe Dumnezeu deși intrăm în casa lui. Un alt lucru pe care l-a văzut Isaia pe lângă faptul că cel mai proeminent lucru din casa lui Dumnezeu este Sfințenia, Sfințenie care l-a marcat, Sfințenie care l-a pătruns, Sfințenie care i-a schimbat viața. Al doilea lucru, cel mai murdar lucru din casa lui Dumnezeu, iată, dar opusul, este păcatul, adică el, Isaia, care avea păcat. Uitați ce spune Scriptura despre, despre el, despre simțămintele lui, despre experiența lui de atunci. Isaia spune, atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul domnului știrilor. Isai a fost unul dintre oamenii sfinți ai vremii, un om cu o aplecare extraordinară înspre Dumnezeu, un om detașat de păcat, de lucrurile păcătoase. Și totuși, intrând în casa lui Dumnezeu, acolo unde sfințenia lui Dumnezeu este prioritară, în, în contrast cu sfințenia, omul acesta se vede păcătos, spune despre sine care are, care are buzele necurate și se asociază cu ceilalți oameni din generația lui, spunând, ca toți ceilalți oameni și eu am buzele necurate. În mijlocul acelei experiențe, nu s-a mai mirat de ce Ozia, un împărat așa de bun care fusese pedepsit de Dumnezeu, și s-a mirat de el prorocul cu buze necurate care încă nu fusese pedepsit de Dumnezeu. De-abia atunci și-a dat seama că cel mai bun om în fața lui Dumnezeu este un om păcătos. Un om poate fi bun prin comparația cu un om rău, prin comparația cu un alt om, de obicei un om rău, dar omul acela nu poate fi bun în comparație cu Dumnezeu. Probabil că Isaia s-a întrebat cum va putea omul să stea în prezența lui Dumnezeu în urma celor văzute. Dar unul din serafii mi-a zburat spre mine continuă să spună scriptura, cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Toate lucrurile acestea sunt prezentate în Isaia, capitolul 6. Sunt oameni al căror păcat încă nu a fost îndepărtat, intră în casa lui Dumnezeu, în biserică sau într-un alt loc, și păcatul buzelor lor, și nu numai al buzelor, al ochilor, al minții, al inimii, al mâinilor, al acțiunilor, al motivațiilor, al faptelor, în toată această uriașă complexitate umană, nu este îndepărtat păcatul din inima lor. Cu alte cuvinte, se duc în restaurant și ies flămânzi. Se urcă în pat și coboară obosiți. Se duc în bucătărie și nu-și satură foamea și setea. Merg la spital și se întorc tot bolnavi. Merg în casa lui Dumnezeu și se întorc tot păcătoși. Pentru că acolo merg să împlinească forme care nu-i ajută. Care nu restaurează relația lor cu Dumnezeu, care nu îi face mai buni, se duc răi și se întorc răi, se duc cu buzele necurate și se întorc cu buzele necurate, se duc cu păcatul asupra lor și se întorc cu păcatul asupra lor. Nu văd sfințenia lui Dumnezeu care să îi sensibilizeze, care să i sperie, care să îi îngrozească, să îi îngrozească în sensul contrastului dintre sfințenia lui Dumnezeu și păcătoșenia buzelor și ființei lor. Extraordinar ce, ce rău poate fi omul să meargă în casa lui Dumnezeu și să nu aibă niciun beneficiu să meargă în casa lui Dumnezeu degeaba să treacă pe lângă oportunitatea schimbării, sfințirii, curățirii inimălui și să nu o facă pentru că el nu știe să împlinească decât forme, decât lucruri care nu au legătura cu Dumnezeu decât lucruri care sunt monopolul religiei al obiceiurilor stabilite de oameni al treilea lucru pe care îl vede Isaia, pe care îl simte Isaia cel mai important lucru în casa lui Dumnezeu este decizia de a urma. Am auzit glasul Domnului, spune Scriptura, am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, spune Isaia, iată-mă, trimite-mă. Cine va merge pentru noi? Întreba Dumnezeu. Este același noi din Geneza, cele trei persoane ale Dumnezeirii. Ceea ce este interesant este faptul că Dumnezeul trimite să predice pentru mărturia unor oameni despre care Dumnezeu știa dinainte că nu-l vor asculta în ceea ce privește mântuirea. De aceea Isaia se duce, dar nu folosește mântuirii lor, ceea ce el spune, slujirea lui, ci doar mărturiei că Dumnezeu le-a oferit oportunitatea și ei n-au vrut să o primească. El a zis atunci, Dumnezeu a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege. Într-una vezi vedea și nu veți pricepe. Câtă tragedie în versetele acestea. Imaginați-vă relația dintre un părinte și copilul lui și părintele să-i spună, dragul meu fiu sau fică, într-una auzi ce-ți spun și nu înțelegi. Într-una vezi ce-ți arăt și nu pricepi. Ce tragedie! Aceasta este culmea neascultării, a revoltei, Dumnezeu spune, pietrește inima acestui popor, făltare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să naudă audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine ca să fie tămăduit. Tradiția evreiască plasează moartea lui Isaia în acest context pe vremea lui Manase, un alt împărat. O împărat care l-ar fi închis în trunchiul unui copac și l-ar fi tăiat în două cu fierăstrăul. Referire este textul din Evrei, capitolul 11. Apostolul Pavel explică acest fenomen fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă în lucru neîngăduite. Ideea acestui text este următoarea. Căderea este formată din pași mici. Omul nu cade dintr-o dată, după cum nici nu se ridică dintr-o dată. De aceea trebuie să ne ferim de păcatele mici pentru că cine fumează astăzi o țigare, mâine va fuma un pachet. Bunica spunea, cine fură astăzi un nou, mâine fură un bou. Căderea este împărțită în pași mici. Aceasta este legea insuficienței permanente. Ce te satisface astăzi, nu te mai satisface mâine. Astăzi nu ți-ai ascultat părinții, dar mâine nu te mai satisface această atitudine. Vei face un pas mai departe. Astăzi doar ți-ai primis, ți -ai permis un flirt cu vecina sau cu colega de la lucru, dar mâine nu te va mai satisface lucrul ăsta și vei merge mai departe. Aceasta e legea insuficienței permanente. Cine nu se ferește de primul pas, nu se va feri nici de ultimul pas. Cine va începe să păcătuiască, va termina să păcătuiască. Cine se va duce pe drumul acesta al păcatului, va deveni din ce în ce mai rău. După cum, restaurarea presupune un drum cu pași mici. Cine va merge odată la biserică, va merge de două ori la biserică. Cine va începe să citească Biblia, va termina de citit Biblia. Pe ce drum ești astăzi? Te duci în jos sau în sus? Te îndepărtezi de Dumnezeu sau te întorci la Dumnezeu? Spune Biblia, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de diclenie, de lăcomie, de răutate, de ucidere, de ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, lăutăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți și așa mai departe. Textul acesta este scris în Romani în capitolul 1. Pot fi aici oameni care merg în templul lui Dumnezeu și nu văd nimic decât oameni ca ei, decât picturi, desene, tablouri și se întorc acasă cu buzele necurate, mândri și satisfăcuți, liniștiți în conștiința lor adormită, că au fost la biserică și li se pare că Dumnezeu îi va onora pentru efortul de a merge la biserică. Efort care trebuie într-adevăr apreciat, dar potrivit legii insuficienței permanente mersul la biserică este doar un pas din șirul mare de pași pe care ar trebui să-i continue. Isaia a sperat că până la urmă mesajele lui vor trezi poporul împietrit și l-a întrebat pe Dumnezeu până când, Doamne? El a răspuns până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustire. Deși a știut că nu o să fie ascultat, a predicat cu responsabilitate. Dar și cu bucurie. Însă, plângând, frații mei, prietenii mei, uitați ce vreau să vă spun. Și astăzi istoria se repetă. Atunci când predicăm, oamenii nu ascultă, disprețuiesc, ironizează, pentru că nu se potrivește cu moda vremii. Astăzi, moda vremii are legătură cu sexualitatea, cu erotismul, cu relativismul cu multiculturalismul, cu pluralismul religios, cu destrăbălarea fără limite. Astăzi oamenii se simt îndreptăți să facă ce vrea, să strice legile lui Dumnezeu, să se ridice împotriva lui Dumnezeu, să calce Biblia în picioare și să spună că ei au drepturi. Drepturi să redefinească ceea ce Dumnezeu a definit la începutul creației. Pentru rămășița credincioasă, Dumnezeu spune prin Isaia, voi sunteți martorii mei, zice Domnul voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu și eu sunt și înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Voi sunteți. Ce putem să spunem astăzi despre noi? Suntem martorii lui Dumnezeu sau doar am fost? Suntem martorii lui Dumnezeu sau doar avem intenția să devenim? Uneori ne ascundem în trecut sau în viitor. Ne ascundem în trecut spunând Eu am făcut lucrurile astea, mi-am încheiat datoria, sau ne ascundem în viitor spunând Eu o să fac asta cândva, acum încă am treabă. Trecutul nu este al nostru, și nici viitorul. Ceea ce este al nostru este doar această bucată de timp numită astăzi, prezentul. Dumnezeu întreabă Cine va merge pentru noi? Locul unde Dumnezeu pune întrebări este casa lui. Atunci când te ferești de casa lui Dumnezeu, o eviți, o disprețuiești sau cel puțin nu-ți faci timp de ea. Eviți locul unde Dumnezeu ar putea să-ți schimbe inima, punându-ți întrebări. Întrebarea este următoarea: Ce vrei să faci pentru Dumnezeu? Cine va merge pentru Dumnezeu? Cine va face pentru Dumnezeu? Cine va acționa pentru Dumnezeu? Cine se va cheltui pentru Dumnezeu? Cine va face efort? Cine va transpira? Cine își va asuma riscuri? Cine? Cine? Locul unde Dumnezeu pune întrebări. Când intri în casa lui Dumnezeu și vezi sfințenia, dintr-o dată te apleci, te smerești și recunoști că El este Domnul care merită totul. Iar omul este o firimitură de timp, o firimitură, un suflet mic și murdar. Și ceea ce este impresionant este că Dumnezeu îl cheamă pe om la sine ca să-l ierte, ca să-l restaureze și ca să îl cheme în slujire pentru restaurarea celorlalți oameni. Locul unde Dumnezeu pune întrebări. Stimatul meu prieten, când ai fost ultima oară în locul acesta? Acolo vei vedea Sfințenia lui Dumnezeu care trece dincolo de om. Atunci când te uiți la oamenii care merg la biserică, s-ar putea să găsești din fiecare anumite greșeli și să te îndreptățești că nu mergi la biserică, pentru că și cei care merg sunt la fel ca dumneata. Uite, ăla face, la drege, ăla spune, ăla are cu tare slăbiciuni, îl cunosc. Ai fost vreodată în casa lui Dumnezeu să-i vezi strălucirea lui, nu a oamenilor? Relația spirituală nu trebuie să fie cu oamenii, ci cu Dumnezeu. Pe Dumnezeu trebuie să-L cauți, în fața Lui trebuie să te apleci și întrebarea Lui trebuie să o auzi. Cine va merge pentru noi? Ne-a trecut o mare parte din viață, unora mai mult, altora mai puțin. Nu știm cât mai este, s-ar putea să mai trăim doar o oră, o zi, o lună, un an sau poate 50. Însă indiferent cât mai trăim, trebuie să răspundem aceste întrebări, cu gura sau cu fapta, cine va merge pentru noi. Dacă nu vom intra în casa lui Dumnezeu să fim cuprinși de strălucirea slavei sale, nu ne, vedeam, nu ne vom vedea niciodată necurăția buzelor și a vieții. Până să intre în casa lui Dumnezeu, Isaia nu s-a văzut murdar. Era un proroc proeminent, cu o reputație extraordinară, respectat de toți oamenii care îl cunoșteau. Însă atunci când a intrat în templu, a fost uluit să constate că el este un om păcătos. Când mergi în casa lui Dumnezeu, vezi câteva lucruri. Dumnezeu este sfânt, omul este păcătos. Iar întrebarea aceasta răscolește conștiința. Cine va merge pentru noi? Astăzi vreau să te întreb. Ce îi vei răspunde lui Dumnezeu? Te vei duce sau nu? vei face sau nu? Te vei cheltui? Vei depune efort? Îți vei asuma riscurile? Vulnerabilitatea? Haide să ne rugăm și în rugăciunea aceasta să lăsăm ca inima noastră să fie atinsă de întrebarea aceasta și de atmosfera pe care o avem aici împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Tată Ceresc, noi suntem oameni care avem gânduri și emoții. Și întotdeauna ne bucurăm sau ne întristăm în funcție de lucrurile pe care le vedem, le întâlnim și le experimentăm. Astăzi, prin experiența lui Saia, asociindu-ne cu experiența aceasta, vrem să-ți mulțumim pentru că ne-ai spus despre casa ta, ca despre un loc unde fiecare muritor are acces. Loc în care poate să experimenteze prezența lui Dumnezeu și să-i vadă strălucirea și sfințenia. Atunci când merge cu gând curat, căutându-l pe Dumnezeu așa cum caută un cerb apă când este însetat. Doamne, și noi te căutăm pe tine. Anii pe care i-am petrecut în existența aceasta umană ne-au adus multă bucurie, dar și multă frustrare și dezamăgire. Am fost mințiți, furați, am fost manipulați, exploatați și ne-am dat seama că omul e o ființă mică și cu tendința să fie murdară. Și noi suntem oameni și stăm în fața ta văzându-ne necurăția buzelor, a gândurilor, a motivațiilor, a comportamentului nostru, în contrast cu sfințenia și strălucirea slavei tale. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să ne cerem iertare, și să te implorăm pe tine, iartă-ne și restaurează-ne în fața ta, luând de la noi, Doamne, statutul de vinovat. Apoi, la întrebarea pe care ne-o pui cineva merge pentru noi, Doamne, în contextul acestui mesaj, suntem gata ca să venim la tine, să ne aplecăm și să spunem, Doamne, suntem aici la dispoziția ta. Vrem să te slujim pe tine în mijlocul familiei noastre, în mijlocul colegilor noștri, a, a comunității, a vecinătății unde trăim, în mijlocul rudeniei extinse, Doamne. Vrem să te mărturisim pe tine, să fim o voce a ta, o voce a cuvântului tău, o voce a voiei tale, o voce a împărăției tale, Doamne, în lumea aceasta care te-a uitat și te-a părăsit deși folosește resursele tale. Ajută-ne, primește-ne și binecuvintează-ne și noi îți mulțumim și ne închinăm ție cu dorința și cu urgența să te urmăm. Numele Tău să fie binecuvântat, Tată, prin Domnul Isus și Duhul Sfânt. Amin. Stimați prieteni, am fost împreună pentru aceste câteva zeci de minute în jurul cuvântului pe care Dumnezeu ni l-a lăsat ca o descoperire, ca o revelație de la sine spre noi. Cu acest cuvânt în inimă ne despărțim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. La revedere, vă doresc multă sănătate! Dacă v-a plăcut această emisiune, nu ezitați să apăsați butonul like. Dacă vreți în viitor să mai primiți astfel de emisiuni, abonați-vă.